Astăzi, la Colegiul Național Gheorghe Țițeica din Drobeta Turnu Severin a fost sărbătoare. De la mic la mare, elevii și dascălii, formând un suflet și un glas, au marcat prin activități pline de sensibilitate împlinirea a 172 de ani, de când pe cerul literaturii românești s-a născut Luceafărul Mihai Eminescu. Sara pe deal, buciumul sună cu șale. Turnele lung, stelele scapără în cale. Apele plâng, clari zborând în fântâne. Sub un salcom, sub un salcom, dragă, mă aștepți tu pe mine. Sub un salcom, dragă, mă aștepți tu pe mine. Celebrarea nașterii poetului nostru național coincide cu Ziua Culturii Naționale, iar în acest context, elevii și profesorii Colegiului Național Gheorghe Țițeica au organizat o activitate cultural-artistică cu recitări de versuri eminesciene, critică literară, fragmente din proză și multe altele. Fiind înaltalizător la Steaua Singurătății, când deodată tu răsăriști în cale, suferință tu, dureros de dulce. Până în fund, băui voluptatea morții neîndurătoare, jalnic, arde viu, chinuit ca Nestus, orca Hercul, înveninat de Hainai. Focul meu, al stinge nu pot cu toate apele mării, de-al meu propriu vis, mistuit mă vaie, pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Tatăl, amintirile lui Teodor Ștefanelii pentru etapa gimnazială relatează iubirea părintească a lui Aron Pumul pentru Mihai Eminescu. Pentru a-și cumpăra cărți de la anticar, copilul Eminescu uita de foame, hrănindu-se din ce primeau de acasă colegii de cameră sau își mințea pofta cu boabe de porumb fierte în lapte. Ca orice copil, nu ocolea jocul, dar în timpul liber se îndrepta mai degrabă spre lecturi. Ceilalți profesori pe care Eminescu i-a avut la Ober Gymnasium erau cadre stimate în Bucovina. Citește cu interes romane, poezii populare, teatru, memoriale de călătorie și frecventează teatrele din Cernăuți, prioritar Hotel de Moldavie. De câte ori elevilor săraci li se dădeau gratuit 40 de bilete plătite de spectatori cu dare de mână, când veneau trupe nemțești, după care câteva zile în șir cu colegii de cameră imita buraliv roluri, scene și cântece. Deoarece este ziua poetului român Mihai Eminescu, am pregătit o operă de-a lui Geniu Pustiu. Am ales această operă deoarece el a fost un geniu și un model pentru noi toți. Pentru Ziua Culturii Naționale am pregătit câteva informații despre Mihai Eminescu din perioada sa în gimnaziu, despre Aron Pumnul, despre care Mihai Eminescu a avut un respect uriaș. Am ales să vorbesc despre studiul critic al lui Tudor Vianu, Eminescu, prin care acesta reprezintă cele mai înalte valori umane pe care marele autor și poet al românilor le reprezintă în opera sa. Mintea lui Eminescu lucrează cu cele mai înalte concepte florite de rațiunea omului, cu ideea infinitului și a eternității. Tocmai de aceea, Tudor Vianu încearcă să reprezinte cât mai clar viziunea cosmică și mitologică asupra omului din opera lui Mihai Eminescu. Poetul național al românilor s-a născut la data de 15 ianuarie 1850. În fiecare an de Ziua Culturii se organizează manifestări în toată țara. Am ales să demonstrăm cum se mândrește poporul nostru cu marele poet Mihai Eminescu prin prezentarea unui fragment din studiul critic al lui George Călinescu, care a consacrat marele talent literar al autorului Luceafărului și a propus un alt chip al acestui. Mihai Eminescu s-a stins din viață pe data de 15 iunie 1889 și, deși a trăit doar 39 de ani, a lăsat în urmă o moștenire literară vastă, uluitoare. Astăzi omagiem într-o îngemânare simbolică ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu, dar și Ziua Culturii Naționale, pentru că redescoperim complexitatea creației eminesciene și o matrice stilistică profund românească, în care istoria, timpul, folclorul, spațiul, neliniștea metafizică, observația critică socială și lucidă se împletesc în marea operă eminesciană. Suntem preocupați de valorile culturale transmise în acest spațiu al educației și atunci considerăm că această sărbătoare
poate fi și un context în care tânăra generație trebuie sau ar trebui să redescopere modele, personalități, scrieri specifice și reprezentative, sensibilității artistice, un construct identitar din care personalitatea emineșteană nu poate lipsi. Întoarcerea prin cultură spre înțelegerea valorilor culturale, naționale, spre complexitatea modelului emineșian, reprezintă și o formă de modelare într-o cultură, receptivitate estetică și gândire critică. Mihai Eminescu a scris în special poezie, dar a așternut pe foaie și beletristică sau piese de teatru. Poate cea mai cunoscută opera sa este Luceafărul, cel mai lung poem de dragoste din istorie, având 98 de strofe.